Bună ziua! Haideți să vă fac și acest desen ca să-l aveți. Da? Din nou, pe cum v-am arătat și în clasă, începem cu liniile de axă, doar că de data asta o să facem un pătrat. Da? Și pătratul nostru trebuie să aibă laturile de 60, ceea ce înseamnă că trebuie să mă duc pe X și pe Y cu 60. Da? Am făcut pătratul, care mă duc și fac cercurile. Da? Vedem că am cercuri de 10, de 20 și de 40 și toate sunt cu diametru. Da? Deci mergem pe comanda centru și diametru în capăt și dăm pe cea de 30, da? Pe cea mai mare, facem cercul de 20, da? Și cercul de 10. Bineînțeles că toate aceste cercuri sunt identice, în toate cele patru colțuri. Și am folosit comanda copy, da? Cu displacement, da? Selectăm centru, aici, copy, selectăm obiectele, enter, displacement, da? Și spunem unde. În cele patru colțuri am plasat cercurile, da? Până aici totul este în regulă. Am aici, vedem că trebuie să avem un filet, da? Avem o racordare cu rază de 30. Asta o pot face în două feluri. Folosim comanda tangent tangent rază, da? Cu raza de 30, da? După care mă apuc și tai, da? Sau cu comanda filet cu rază de 30, da? Cu trim și multiplu ca să le facem pe toate, da? Deci avem două metode prin care putem face aceste racordări. Acum, vedem că avem un offset de 15 între acesta. Da? Și acum ne apucăm să facem pătratul din interior. Deci un offset de 15 înseamnă că ne ducem cu toate razele pe care le-am creat și desenăm dreptunghiul din centru și vedem care are raza de 10. Da? Deci trebuie să avem neapărat acum un filet cu raza de 10. Da? Multiplu și cine? Și ăsta, și ăsta, ăsta, și ăsta, ăsta, și ăsta, ăsta, și ăsta. Da, am terminat și pătratul din centru. Acum trebuie să facem aceste cerculețe. Cerculețele de aici sunt poziționate exact în centru cercului de racordare. Da? Și avem cu cercuri cu diametru de 10, da? Deci mergem din nou pe centru și diametru, identificăm centru și zicem 10, da? Acum, din nou, o să-l copiez, că nu mă apuc să-l desenez din nou, cu centru și identific primul centru, al doilea centru, al treilea centru, da? Și ultimul cerc cu diametru de 4, da? Se află unde? Păi se află la jumătatea intersecției dintre cele două pătrate, da? 4. Acum, ne ducem pe nou prin linii de axe, da? Și desenăm center mark-ul, da? La toate cercurile, da? Așa, după care, ce ne mai rămâne de pus sunt cotele, da? Ne ducem pe layerul de cote și începem cu cotele liniare, da? Prima cotă, da? 60 și a doua, na, ca să identificăm pătratul, da? După care avem cotele de tip diametru și rază. Mai avem o cotă liniară, această cotă de offset, da? Am verificat-o și pe asta și acum să punem razele. Diferit față de ce am făcut în clasă, da? Este că acum la diametru, da? Trebuie să punem 4 ori, da? Cum fac asta? După ce am făcut cota, da? Dau dublu clic, mă duc pe ea și scriu 4x30, da? După care închid. N-am făcut asta pentru primul cerc,
dăm diametru, al doilea cerc, din nou 4 ori, da? Al treilea cerc, adică cel mai mic, da? Din nou 4 ori, da? Același lucru este valabil și pentru raze, da? Vedem că avem de 4 ori raza de 30 filetul, da? Deci suntem pe cotă de tip rază, da? Punem 30, dăm dublu click și scriem de 4 ori, 4 ori raza asta, da? La fel și cu raza de aici, da? Din colț, din nou rază, asta e raza de 10, da? O să mă duc un pic în exterior de data asta și o să zic 4 ori R10, da? Și o să o mut un pic, că nu-mi place aici cum este. Nu, că nu asta vreau să fac. O să o mut un pic mai jos, da? Așa. Acum trebuie să punem diametru, da? Aici, pe cea mică, da? Și diametru pe cea mare, da? Din nou o să zicem că este 4 ori ori fi 10, da? Și am terminat toate cotele, da? Am pus toate cotele, 4, 4, avem desenul terminat, da? Din nou în maxim 10 minute, da?